Dragi români, stimate colege liberale și stimați colegi liberali, 25 noiembrie 2007 este una din cele mai importante zile din istoria ultimilor 17 ani. Pe 25 noiembrie, românii vor vota pe acei lideri care pot conduce România spre prosperitate în Uniunea Europeană. Partidul Național Liberal are acești lideri. Ei sunt pe lista pentru Parlamentul European. Nume ca Renate Weber, Daniel Daianu, Adina Vălean, Cristian Bușoi, Ramona Mănescu, Cibi Magor, Stejerel Olaru, Iulia Hui. Dar nu numai ei. Lideri sunteți și dumneavoastră, liberalii din organizațiile Partidului Național, din Dolj, din Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman sau Vâlcea. Împreună am condus România în Uniunea Europeană, împreună am reușit creșterea economică din ultimii ani, împreună am crescut pensiile, împreună am introdus reformele necesare în domenii ca justiția, agricultura, sănătatea și educația. Și tot împreună vom lupta pentru a promova oamenii, valorile și produsele românești. Europarlamentarii PNL de la Bruxelles, eu de la București, dumneavoastră din județele dumneavoastră, împreună cu toți liberalii vom face acest lucru. Este o vorbă. Dacă îți propui puțin, atunci vei realiza puțin. Dacă îți propui mult și ai argumente, atunci vei realiza mult. Noi ne propunem mult. Noi, liberalii, avem obiective îndrăznețe pentru România europeană. Sunt obiective concrete, cu soluții concrete. Vrem ca tinerii să lucreze acasă pe salarii de 500, 1000 sau 2000 de euro în domenii performante, cum este informatică. Vrem ca românii care muncesc afară în slujbe prost plătite să se întoarcă acasă pentru salarii mai mari. Vrem ca pensiile părinților noștri să fie garanția unui trai decent. Vrem ca satul românesc să devină în sfârșit un loc civilizat și prosper. Vrem ca produsele noastre românești să concureze pe piața europeană. Vă mulțumesc pentru că multe dintre aceste soluții au fost stabilite în urma unor dezbateri și cu specialiștii din organizațiile PNL Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman sau Vâlcea. Partidul Național Liberal este un partid puternic pentru care are organizații județene puternice, iar organizațiile care au venit astăzi la Craiova sunt printre cele mai puternice din țară. Partidul Național Liberal a reușit în ultimii 3 ani să redea încrederea românilor în ei înșiși. Și nu mă refer doar la tineri care își încep o afacere în informatică sau telecomunicații, ci și la românii care muncesc în industria de automobile și sunt mândri de ceea ce fac și exemplele pot continua. Românii au acum încredere în ei, în valorile în care cred și în produsele pe care le fac. Am văzut această încredere când am vizitat Dacia Pitești, unde oamenii erau mândri de ceea ce fac, sau când am participat la Sibiu, la serbările acestui oraș. Românii vor acum să-și construiască singuri viitorul și vor ca statul să le ofere condițiile pentru a reuși. Viitorul României în Uniunea Europeană poate fi construit numai pe baza principiilor și valorilor liberale. Libertățile și drepturile individuale sunt motorul dezvoltării și modernizării României. Românii vor alege la 25 noiembrie partidul care știe să promoveze cel mai bine oamenii, valorile și produsele românești. De aceea am spus că avem cei mai buni candidați pentru Parlamentul European. Renate Weber a luptat pentru apărarea drepturilor fiecărui cetățean. Daniel Daianu este un economist care a promovat toată viața virtuțile inițiativei private, principiul care stă la baza promovării oamenilor și produselor românești. Adina Vălean, Cristian Bușoi, Ramona Mănescu, Cibi Magor, Stejeler Olaru, Iulia Huiu sunt politicieni tineri care au energia de a construi o Românie europeană. Putem câștiga numai dacă acționăm împreună. Vreau să vă spun ceva. Dacă vom câștiga, vor câștiga nu doar Renate Weber, Daniel Daianu sau Stejeler Olaru, ci și fiecare liberal. Dumneavoastră, liberalii din organizațiile din Dolj, din Gorj, Mehedin sau Olt, Teleorman sau Vâlcea, veți fi victorioși, pentru că ideile, obiectivele pe care le aveți se vor impune. PNL poate câștiga aceste alegeri. PNL trebuie să câștige aceste alegeri. Nu este vorba doar de o victorie personală, ci de o promisiune și o datorie pe care o avem în fața românilor. Și noi ne-am ținut întotdeauna de cuvânt. Împreună putem și trebuie să învingem. Pentru români și pentru generațiile viitoare.